La Cupa Igheduca la tenis de masă, ajunsă în acest an la ediția cu numărul 9, au participat 30 de vâlceni. Concursul a fost organizat atât pentru fete cât și pentru băieți, scopul competiției fiind îndemnul la mișcare și socializare. Concurs în cadrul partidului Interact. La acest concurs participă amatorii de toate vârstele. Acest concurs se desfășoară pe două categorii, fete și băieți. La fete sunt fete cuprinse între vârsta de 14 ani până la 53 de ani, care au vârstă. La băieți între 20 de ani și 70 de ani, cel mai vârstnic participant al acestui concurs. Scopul acestui concurs este de a ne mișca, de a petrece un timp liber. Senatorul PNL Claudia Banu a fost prezent la acest concurs, a încurajat toți participanții și nu s-a lăsat mai prejos, concurând contra colegului ei, Laurențiu Cazan. Premiile sunt simbolice, dar în același timp considerăm noi că binevenite. Cel mai mare premiu este de 350 de lei, atât la băieți cât și la fete. Organizarea, o să o vedeți aici, discutăm doar de competiție între băieți, bărbați și fete, femei. Nu am organizat pe categorii de vârstă, așa cum s-a solicitat, pentru că totuși noi ne-am propus să încurajăm mișcarea. Suntem fericiți că ne revedem bucuroși după o pauză de un an. Nu ne-am propus să fie chiar un turneu așa organizat după toate rigorile specifice. Încă o dată le urăm tuturor vâlcenilor la mulți ani să rămână sănătoși, să rămână în activitate și fizică și psihică. Îndemnăm și la sport. Îi îndemnăm întotdeauna și la sport și în același timp ne dorim să păstrăm în conștiința colectivă personalitatea marelui om care a fost Igheduca. O personalitate, așa cum spunea și colegul meu, domnul Ioniță, remarcabilă din toate punctele de vedere, atât profesional cât și moral, politic, a fost un exemplu pentru noi toți, pentru liberali și pentru români în general. Prin această competiție, liberalii și-au propus să promoveze onestitatea, competența și fair play-ul atât în sport cât și în politică.